Lovitură dură pentru românii care nu respectă această regulă. Cei care continuă să facă acest lucru vor primi o amendă usturătoare. Mai precis, este vorba despre șoferii care vor staționa în intervalul 7-20 în dreptul unităților de învățământ. Proiectul legislativ înregistrat la Senat prevede ca șoferii care parchează în aceste locuri să primească o amendă de până la 725 de lei. Pentru a nu exista confuzie între cei care își aduc copiii sau își iau copiii de la școală, proiectul legislativ prevede schimbarea codului rutier. Așadar, dacă proiectul de lege va trece mai departe și va fi aplicat pe toate laturile de acces ale unităților de învățământ, vor fi amenajate spații speciale, semnalizate pentru îmbarcarea sau debarcarea preșcolarilor și școlarilor. Proiectul de lege înregistrat la Senat arată că locurile special amenajate vor putea fi folosite de către cei care lasă sau iau copiii de la școală sau grădiniță, pe o durată de 20 de minute, în intervalul 7-20. Așadar, cei care nu respectă aceste reguli riscă să primească 4-5 puncte amendă.